Salut și bine v-am găsit la primul unboxing al acestui canal. Astăzi o să facem unboxing la o tastatură de gaming, Zalman ZMK400G, comandată de pe PC Garage la undeva un pic mai mult de 1 milion, 100 de RON. Tastatura are iluminare a tastelor de culoare roșie și albastră, cu buton de ajustarea culorilor. Hai să vedem. Textil. Așa arată. Mufa normală. După cum e și la mouse. Și la mouse tot mufa textilă e. Certificat de ceva. User's manual. Cu toate sheet-urile aferente, am zis că o să fie și driver care o să-l luăm de pe site, dar noi putem să mergem mai departe la unboxing. Bun, deci cam așa arată tastatura. Cam așa este ea. De fapt, hai să luăm și cutia de aici. Cam așa arată tastatura. Aveți la butonul de space niște gravări, niște spații unde puteți pune degetul când jucați ceva anume, poate că pentru mine e cam șot că a venit cam așa, dar whatever. Asta e butonul de ajustare a culorilor, a intensității culorii. Avem aici niște butoane speciale de la, pe care mă gândesc că putem programa orice fel de chestii. Butoanele multimedia, muzică, volum, volum off și ăsta chiar n-am idee ce e, nu știu ce e acela. Bun, haideți să o conectăm. Așa, piciorușe, hai să intrăm și pe spate totuși. Bun, piciorușele este pe două nivele, nu e pe un singur nivel. Ba nu, e pe două nivele. Avem ultima înclinație și una înainte de aceasta. Deci e pe două nivele, dar noi o să stăm cât până la capăt. Și niște, tot niște piciorușe antiaderente. Și aici avem, dar aici nu sunt la fel de... Anyway. Bun, cam așa arată în picioare. Haideți să încercăm să o conectăm, să o vedem în acțiune. Bun, și după cum se poate vedea, cam așa arată tastatura aprinsă. Eu am pus-o pe roșu, mi se pare mult mai faină. Culorile nu sunt foarte stridente, dar sunt vizibile. Putem să schimbăm în acest buton culorile, butonul AB, să facem pe albastru. Și pe albastru arată mult mai fain, numai că, din nou, cum ai zis, culorile nu sunt foarte stridente. Și, din câte pare, nu sunt nici foarte... egale, cum să zic. Anyway, cam asta a fost unboxing-ul. Sper că v-ați făcut o idee de dacă în caz de vreți să o cumpărați. Sunt Evreu și salut!